Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. E vreo 12 noaptea, dar nu-i bai. Popeci a lansat niște piese și hai să fac și un react. Dacă am făcut reactul la Bazooka, fac react și la Pope, că măcar ce ai enumerat anterior nu dau copyright. Am vrut să fac react și când au postat și de la Linkin Park cu 2 ani, parcă piesa Lost. Dar ghiciți ce? Copyright strike. Mă rog, hai să vedem. Că asta e și cu videoclip și reacționăm și la celelalte două piese fără videoclip. Dar începem cu asta. Apa sânge. Ok, interesant. Rock vibe, curcubeu, așa. Ce zice aici? Video direct by Pope. Copyright, baftă coaie, 2024. Toate drepturile sunt rezervate. Orice upload neautorizat al acestui videoclip este ilegal și poate fi raportat oricând. Noi nu facem re-upload, noi facem react. Dar chiar sunt curios, a înregistrat piesa... Era culmea. Da, noi nu facem re-upload, noi facem react. Hai să vedem cum e piesa. Se încarcă. Zici că e load disk în mod de GTA San Andreas. Deci s-a auzit un pic în capul calculator că mai are o piesă. Ia uite, Linkin Park, Paraziții, tricoul lui Pope Gamer-ul, mișto, easter egg-uri. Ok. Eu acum mă uit mult la videoclip așa să văd cine știe ce easter egg-uri bagă, că nu mă uit de foarte mult timp la Pope, cred că de un an și ceva. Terminase San Andreas-ul, nu știu dacă începuse 3-ul sau trebuia să termine Vice City-ul când am început să-l urmăresc. Dar interesant. I-a făcut față Slenderman-ul ăsta, a băgat și un porumbel. Hai să fiu atent totuși și la versuri. Dacă îmi sare vreun easter egg, o să țip, probabil. Dacă vă sar easter egg-uri și eu nu dau seama de ele, să mi le scrieți comentarii. Da, nu știu ce ai în rus acolo, nu stau să traduc. Acasă cimitir. Să înțeleg că astea ar fi locuri de prin Pitești de la el, că ele de pe acolo, de prin Arceș. Cea mai bună ribă. Cea mai treabă rocker. Hei, hei. Fiecare dată când mor, mă reîntorc mai puternic. Bun. Gustă momentul carne crudă. Și acum totul s-a făcut rău, dar biserica a rămas la fel, câinele de mai devreme cu schelet. Da, acum ți-a de ce a pus Linkin Park-ul, posterul ăla cu Linkin Park acolo. E tot așa, mă rog, nu-i cântat în același stil ca Linkin Park, dar pe mesaj cam pe acolo s-ar duce. Să te regăsești în melodie, să capezi puteri, să fii mai puternic, să treci peste necaz. Ce asta, mă? Nu știu dacă e șosetă sau prezervativ. E cam mare să fie prezervativ, e cam tot mare să fie și șosetă. Liber, n-are nici treabă cu ghii LGBT, pula mea. Nu că aș avea ceva cu ei. Bă, sună bine. Acum sunt curios instrumentalul. Îl cumpără, îl face pe... Îmi scapă numele la softul ăla.
Trebuie să-și abladeze poza oricum, să o updateze, că are părul lung acum. I-am zis asta, că omul meu, fără să știu, venea și la show-urile de wrestling. Așadar, vedeți că pe 24 e show de wrestling, iar mă veți găsi acolo, poate vine și Pope, cine știe. Important e să susține wrestling-ul, dar hai înapoi aici. Hai să dăm. Piesa ban. Dă nicăieri mimul ăla acolo cu băgamia și... Nouă cinci fără libertate, se referă la serviciu și parcă e cea 5-9. Mamă, 5-9 sporuri de noapte. Foarte bună. Aici mă regăsesc, lucrez la corporație, știu cum e. Doar că nu fac ore de noapte, n-am prins ocazie. Și la noi 9-5, e 10-6. Nu, 10-7, că am și o pauză de masă. Da? Bune rău versurile. Mai un rinic, mai... Insule care s-a scufundat. Maică mea atunci când m-a născut s-a împrumutat. Mamă, aoleu, cum a fost asta? Datorii pe care le-am acumulat. Muntele piatră cu piatră cu piatră, așa l-am mutat. În industrie se pare că am incomodat. Am cântat de marfă, dar pace am promovat. Am concert și ce? Fac un promobat. Oamenii au ascultat și decodat mesajul colorat. Ban pe ban, ban fac ban. Banca dobânda peste un an. Piața neagră vins un organ. Ban pe ban, ban fac ban. Banca dobânda peste un an. Piața neagră vins un organ. Și instrumentalul bun. Na, cam scurtă piesa, dar nu-i bai. Ăsta e EP-ul, deci o să, probabil că o să mai modifice un pic melodia când o să scoată albumul. Băi, cine a lucrat sau cine lucrează sau cine are oameni apropiați care lucrează, mai ales de la 9 la 5, se regăsește aici. Și mai are asta, capul calculator. Asta sună bine rău, că tot zice, au capul calculator. Aici nu mai scrie Rock Vibe. Mă rog, probabil că albumul chiar o să cheme Rock Vibe. Și dacă e Rock Vibe, sunt 7 culori, deci o să aibă 7 melodii probabil albumul. Gata, hai că dăm acum în predicții. Deci cum urla aici, zici că e... Zici că e Let the Body Sit the Floor, mi-amintești un pic de... E exact același stil de urlat, parcă. A, și acum am observat. Culorile ar fi invers, că... Na, roșu e violet, de fapt, și violet e... Văd de la violet, e roșu. Stai, și acum am observat ceva. Rock Vibe și pare a fi pânză pe care se pictează. Ce spirit de observație pot să am la ora asta? Ai și textura, zici că un perete.
adică nu memoria, mă refer ce e mică. Ai eu și pula celor care critică, uite-o pe măta, partiu se strică. Yeah! Un gram, adică rulează programul, va să zică. Pope la droguri nu instigă, dar nu e nimeni să le interzică. Las mașina pe avarii, un pic mă duc până rai și am revenit. Îl văd pe Chester lângă Pip, ex lângă Tupac și Big Freddy. M-a menționat acum legende. Că tot a băgat albumul cu Linkin Park, l-a menționat și pe Chester. Ai de pula mea, Kurt încă este găurit, că s-a împușcat în cap. A, apropo, am pus o poză pe Insta în care aveam un pistol la tâmplă, dar era pistol cu airsoft și am scris la un like trag. Nu știu, mi-a dat lumea report sau Zuckerberg sau, mă rog, botul de la Insta, mi-au scos poza, mi-au dat restricție să fac două live-uri, două luni live pe Insta, deși am mai pățit din astea, și că când pot oferi ei ajutor moral, sprijin moral, pe ideea că ori fi crezut că vreau să mă sinucide, am pus poza aia cu un căcat de pistol, cu... bine, pare realistic pe airsoft, trebuia să iau unul cu apă ca să, na. Moftie, bă, că era mișto o poza aia cu pistola tâmplă, dar bă, că nu mi-au șters Insta-ul, cum am postat câțiva ani. Dar reveni, nu vă zburați creierii, da? Morala poveștii. Fac pe nebunul, căcatul ăsta va fi numărul 1. Am capul calculator, Stephen Hawking profesor. La o plecea preselor, eu mă sun pe procesor. Morse, slash, 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 slash. Morse, slash, 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 slash. Aici nu înțeleg, stai, care trebuie să aibă versurile. Asta nu înțeleg la... Șle, 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 Morse, am înțeles, codul Morse, nu știu ce înseamnă șle. Nu slash, șle, asta n-am înțeles, îmi pare rău. Dar îmi place cum urlă. Copul calculator. Îmi place. Calculator. Mică paranteză, cam învățat și eu să urlu. Terminam și reacția. Dar mi-a venit o chef de povestit. Aveam o dată un gândecel în cadă. Am pus mâna pe duș. Și în timp ce îl înecam cu dușul să se ducă pe scurgere, începeam să cânt piesa de la Metalocalips. Go into the water, leave the toy there. Bine, gata. Acum nu știu cât de bine s-au de pe microfon dacă grohăi așa. La o plecea preselă, eu mă sunt pe procesor. Morse, slash, 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 slash. Morse, slash, slash, slash. A, stai, și-am mai observat ceva. Rock Vaiev și el e incolor aici. Aleam febră, frisoane, uite, ne vedem la țigare, la liceu, în pauza mare. Băd, lasă-le, n-o să pierzi, moartea va pierde clienți. Auzi? Ba, pula-n clienții ei. Baftă cu aia la autopsie. Baftă cu aia la autopsie. Ce dracu am ușorul pe birou aici. Am capul calculator, fac scurt, mi-au scurt, mor. Fac un scurt, îmi iau obor. Doamne, le are pe versuri. Bă, abia știu să scoat albumul. Asta e că aici e Rock Vibe partea întâi. Deci înseamnă că probabil mai face o parte a doua, încă trei piese. Și după aia pune și albumul NEP sau complet. Și cu a șaptea piesă, care probabil o să fie, nu știu, coperta albumului sau cine știe. Băi, genial, îmi place. A evoluat și mai mult cu cântatul Pope. Chiar a evoluat mult. Atât are? 5.000 de ori în GTA 4 și asta, ok. Mă rog, trebuie să aibă playlist cu melodiile. Cred. Album 2022, Pope muzică. Da, între ce piese mai are, mie mai place mult Alcaline. Și Rinic e mișto.
cel mai mult îmi place Alcaline și trebuie mai vechi. Băi, lăsați și voi un subscribe la fratele Pope, abia ce a primit și el butonul. Și da, ascultați piesele și nu le faceți re-upload. Cobeliți. Noapte bună tuturor. Ciao, les.